Bună ziua tuturor, Hristos a înviat. Astăzi este o zi importantă pentru noi, pentru noi toți. Este și un semn foarte bun, plouă, ne bucurăm. Partidul Acțiunii și Solidaritate astăzi va merge la Comisia Electorală Centrală și va veni cu oferta sa electorală. Cu toții cunoaștem că schimbarea, de fapt, a început în noiembrie anul trecut, atunci când cetățenii, prin votul lor masiv, sincer, organizat, au adus schimbarea prin victoria doamnei Maia Sandu la prezidențiale. Dar lucrul ăsta nu e suficient pentru a putea duce toate lucrurile, toate angajamentele noastre la bun sfârșit. Avem nevoie de o guvernare responsabilă. Avem nevoie de un parlament responsabil. De un alt parlament, fără hoți, fără transfugi, fără culiocari, fără cei care timp de 30 de ani au furat această țară. Iată de ce noi venim cu o echipă bună, o echipă de profesioniști, oameni care sunt dedicați la cele lucruri frumoase care și le-au propus în continuare. Vrem cu toții, suntem convinși ca pe 11 iulie 2021 să vină timpuri noi, timpuri mai bune, vremuri mai bune în care toți noi, cei care suntem acasă, cei care sunt în diaspora, să putem munci, trăi aici la noi acasă, alături de cei dragi. Sunt sigur că cetățenii ne vor susține. Am făcut diferența tot timpul, am demonstrat că suntem consecvenți, că dacă facem un angajament, încet, dar sigur, mergem și îl îndeplinim. Cu Doamne ajută! Vă mulțumim! Natalia? Dragi cetățeni, la alegerile prezidențiale, oamenii au spus foarte clar că vor schimbarea și vor un alt fel de stat. Unul care să pună nevoile și doleanțele cetățenilor în fața unor interese proprii, a unor hoți și mafioți. Un stat care să creeze condiții pentru o economie prosperă, pentru locuri de muncă, pentru venituri și salarii și pensii bune pentru cetățeni, pentru dezvoltarea localităților. Un stat care să ofere o speranță și o oportunitate tinerilor acestei țări. Astăzi venim în fața dumneavoastră cu o echipă de oameni integri și buni profesioniști, capabilă să implementeze viziunea de țară propusă de Maia Sandu în alegerile prezidențiale și votată de un număr record de cetățeni, atât în țară cât și în diaspora. Această echipă include fețe cunoscute, care deja au demonstrat integritate, care au demonstrat capacitatea de a munci pentru oameni, dar și alți oameni buni, care sunt buni profesioniști în domeniile lor de activitate. Astăzi venim la dumneavoastră cu încrederea că pe 11 iulie putem face schimbarea atât de așteptată de oameni. Astăzi, împreună, pornim vremurile bune. Ce înseamnă vremurile bune? Vremurile bune înseamnă o guvernare stabilă, care creează condiții pentru ca antreprenorii să-și poată porni și dezvolta afacerea. Pentru ca investitorii să nu se teamă că proprietatea lor va fi expropriată prin decizii judecătorești plătite de oameni corupți. Aceasta, vremurile bune înseamnă salarii și pensii demne. Vremurile bune înseamnă prețuri rezonabile și servicii, bunuri de calitate. Vremuri bune înseamnă un buget plin, care nu este furat de contrabandiști și corupți. Vremuri bune înseamnă un buget unde cheltuielile se fac eficient pe nevoile oamenilor. Vremuri bune înseamnă o țară deschisă pentru vecini și pentru parteneri externi, care să deschidă piețe de desfacere pentru exportatorii noștri și care să creeze condiții pentru finanțarea unor proiecte investiționale mari care să ajungă la fiecare cetățean. Vremuri bune înseamnă o guvernare, un parlament
un guvern care lucrează cu rezultate în fiecare zi, pentru fiecare om și pentru fiecare localitate. Alegerile anticipate din 2021 au fost cerute de oameni și oamenii au câștigat. Puterea acum este în mâinile oamenilor. Vă mulțumesc! Stimați concetățeni, deja de generații întregi așteptăm să vină vremurile bune. Le-am așteptat și în trecut cu mari speranțe, dar din păcate acestea nu s-au materializat. În ultimul timp, societatea este pregătită pentru o schimbare care s-a manifestat prin rezultatul votului președintei Maia Sandu, care a arătat o lumină în capătul tunelului și a pus o speranță pe care o putem realiza cu toții. Statul Republica Moldova poate deveni un stat funcțional, lipsit de corupție, cu instituții puternice care oferă o speranță zilei de mâine și care va fi o țară în care va fi plăcut să trăiești, în care se vor reîntoarce concetățenii noștri. Vremurile bune pe care le așteptăm necesită un singur pas la momentul actual pentru a continua cele începute recent și a ajunge acolo unde dorim. Fiind venit din sistemul medical, mă adresez în special la colegii cadrele medicale, cât și la pacienții, toți suntem concetățenii noștri. În această perioadă dificilă am văzut cu toții necesitatea unui sistem medical puternic, eficient, modernizat și care poate fi eficientizat și adus la cerințele contemporane. Împreună, pas cu pas, cu o echipă de profesioniști și, ce este foarte important, integri, vrem să construim o țară în care să vrem să trăim. Vă mulțumesc! Oameni buni, cetățenii acestei țări au avut de câștigat. Au câștigat la alegerile prezidențiale din 2020 și cu siguranță vor câștiga și la alegerile parlamentare din 2021. Pentru că oamenii mereu ies învingători într-o luptă politică și pentru că puterea este întotdeauna de partea lor. Ei merită să trăiască în pace și în bunăstare, ei merită să fie reprezentați de un parlament bun și curat, ei merită să aibă un guvern responsabil, un guvern stabil, un guvern solid, care să lupte cu adevărat pentru o viață mai bună pentru toți, copiii, părinții și bunii noștri. Oamenii pur și simplu s-au săturat să fie furați, să fie mințiți, umiliți și izgoniți din propriile case. Oamenii vor să trăiască aici, acasă, să se bucure de viață, de micile fericiri alături de familiile lor, alături de copiilor și de cei dragi. Oameni buni, Moldova a făcut istorie alegând o femeie președintă cu care noi toți putem să ne mândrim. Iar noi, cu această echipă, vom continua cu determinare și neclintire cursul schimbărilor început de Maia Sandu. Va fi un mandat al schimbărilor radicale în clasa politică. Va fi un mandat al reformelor și al guvernării responsabile. Și cu siguranță va fi mandatul în care, în sfârșit, vor începe vremurile bune. Izbândă nouă tuturor, azi și de acum încolo! Дорогие сограждане, в нашей прекрасной солнечной Молдове живут много национальностей. Но, к сожалению, нечистые на руку политики 30 лет нас разъединяли.
натравляли русских против румын, украинцев, болгар, гагаузов, только лишь для того, чтобы воровать в мутной воде. Но в то время, за все эти 30 лет, и гагаузы, и русские, и украинцы, и болгары, и евреи, молдаване, румыны, все ходим по разбитым улицам, все страдаем от коррупции, все страдаем от плохой экологии, вне зависимости от нашего языка, от вероисповедания или от национальности. Госпожа Майя Санду объединила всех граждан страны, вне зависимости от языка. И в ноябре с огромной поддержкой выиграла эти выборы. Сейчас же мы должны эту победу внедрять на практике. Госпоже президенту нужен действенный парламент, нормальный, транспарентный, профессиональное правительство, для того, чтобы ту программу, которую граждане поддержали с таким воодушевлением в ноябре, можно было внедрять в жизнь, улучшать благосостояние каждого гражданина, вне зависимости от языка, на котором он мечтает, вне зависимости от праздников, которые он соблюдает, вне зависимости от традиций, вне зависимости от тех чаяний, которые на самом деле общие у нас всех. Мы все хотим жить в нормальной, процветающей стране. Времена раздора остались позади. Сейчас все вместе, вокруг этой замечательной команды партии «Действие и солидарность», мы предлагаем вместе с президентом Майей Санду идти и строить. Потому что сейчас настало время созидания. Stimați compatrioți din țară și de peste hotare, suntem în ajunul campaniei electorale, dar deja se aud glasuri care ar dori să dezbine poporul nostru în continuare și, în primul rând, ar dori să învrăjbească concetățenii de acasă cu cei plecați la muncă peste hotare. Se aud deja glasuri precum că chipurile cei plecați cu 10-15 ani în urmă au uitat de patria lor. Nu este adevărat! În calitate de reprezentant al diasporii, care a muncit 11 ani în Italia, vreau să vă asigur că compatrioții noștri aflați în diasporă nu au uitat de Moldova. Ei au plecat provizoriu din Moldova, dar nimeni și niciodată nu a reușit să smulgă Moldova din inimile lor. Aceasta este un adevăr dovedit de miliardele în valută forte trimise acasă. În timp de 20 de ani, circa 30 miliarde de dolari au fost trimiși de concetățenii de peste hotare pentru a ajuta țara, pentru a ajuta pe cei dragi și apropiați de acasă. Doar Asociația Renașterea de la Parma a trimis acasă 9 mașini pentru spitalele de la sate. A organizat tratamentul în Italia a peste 20 de copii. A adus în Moldova 90 de paturi pentru spitale. Cu începutul pandemiei a trimis acasă utilaj, echipament de protecție împotriva COVID-ului ucigător. Devotamentul, fidelitatea față de patrie a compatrioților din diaspora s-a manifestat din plin în timpul campaniilor electorale și în special a alegerilor prezidențiale din toamna anului trecut, când pentru prima dată în ultimii 30 de ani poporul nostru a fost însuflețit de un licăr de speranță că vremurile grele care i-au făcut să plece hotare se vor schimba în vremuri bune. În 2019, practic, am făcut primul pas când am eliberat Curtea Constituțională de sub
tirania oligarhică. În 2020 am făcut al doilea pas, când în fruntea țării a fost ales un președinte incoruptibil, cărturar, care se bucură de respect în țară, dar și în țările de peste hotare. Și în acest an avem datoria cei de acasă și cei din diaspora să facem al treilea pas pentru a apropia Moldova. Vremurile bune, vremuri bune de trăit, în care vor dori să trăiască în aceste condiții și concetățenii din diaspora. Totul depinde de votul nostru din 11 iulie. Eu sunt convins că victoria va fi de partea noastră, fiindcă echipa PASului este completată cu oameni incoruptibili, oameni pregătiți, oameni devotați patriei, spre deosebire de alte entități pe care nu e cazul să le numim atunci. Și eu sunt convins că în Moldova se apropie vremurile bune și noi suntem datori să promovăm acest curs spre un viitor mai bun și mai drept pentru toți cetățenii Republicii Moldova, atât de acasă cât și din diasporă. Eu sunt convins că Moldova va fi liberă. Уважаемые сограждане Республики Молдова, в этом году, 11 июля, вы имеете возможность вернуть себе страну, отправить в небытие политиков, которые последние 30 лет неоднократно меняли свои партии, названия, расходились и объединялись, и все это ради возможности остаться у власти и продолжать грабить народное имущество. Граждане, наша Родина в опасности. Имя врага – бедность, провоцированная политиками-ворами, которые натягивают на себя маску больших защитников моральных, семейных и религиозных ценностей молдавского народа. Сложившаяся ситуация требует срочных и радикальных изменений. От нас с вами зависит исход этой борьбы. Для того, чтобы люди в стране смогли задышать полной грудью, могли радоваться каждым днем, прожитым в семье рядом с родными, мы должны 11 мая выйти на выборы и проголосовать за людей, похожие на вас, многоуважаемые граждане Республики Молдова. Мы должны не допустить, чтобы воры, коррупционеры, осужденные, люди с уголовными делами пришли в парламент, ибо они уже нам показали, что придя к власти, они превращают парламент, правительство, судебную систему, прокуратуру в организованные преступные группировки, которые впоследствии обслуживают исключительно их личные интересы. Мы, команда президента, вместе с вами, в едином порыве, готовы работать на благо граждан и взять на себя ответственность управления государством, провести реформы, очистить институты власти и запустить экономику. И все это мы должны делать на благо людей. Граждане, от вашего выбора зависит ваше будущее и будущее ваших детей в Республике Молдова. И от вашего выбора зависит наступление хороших времен для Республики Молдова. 11 июля все выходим на выборы. În cadrul alegerilor prezidențiale, tinerii s-au mobilizat într-un număr record. Noi atunci am învins și am demonstrat pentru totdeauna că dacă ne mobilizăm, noi putem să învingem pe oricine. Acum, țara este la propastea unei crize demografice catastrofale. Tinerii pleacă din țară, bunicii rămân singuri, iar țara rămâne pusteită. Tinerii nu pleacă de bună voie. Tinerii au fost alungați de către politicieni corupți care au furat și au sărăcit țara pe parcurs la ultimii 30 de ani. Acum noi avem o șansă istorică să-i schimbăm, să aducem o nouă clasă politică la putere. Un parlament care va lucra ca să propună soluții pentru rezolvarea problemelor tinerilor. Un guvern care va munci la greu să implementeze aceste soluții. Acum tinerii s-au săturat deja de promisiuni goale, de promisiuni și cuvinte dulci, deoarece promisiunile nu plătesc facturile. Iar schimbarea de către tineri trebuie să fie simțită
la ei în portmoneu și la ei în frigider. Noi vom munci la greu în fiecare zi să aducem o schimbare și să facem o viață mai bună pentru tineri în Moldova. Noi vom munci ca sistemul educațional să pregătească niște profesioniști cu capacități actualizate la lumea curentă, ca oamenii să poată să angajeze la un loc mai bun de lucru. Noi vrem ca salariile pentru tineri să fie comparabile ca cele europene și ca oamenii tineri care vor să deschidă afaceri să poată să face fără să fie hărțuiți, mai mult să fie susținuți. Acum, dacă în continuare oamenii vechi, oamenii corupți vor fi aleși și ei își vor aduce aminte de tineri o dată la 4 ani înainte de alegeri. Și dacă așa vor continua, schimbările nu vor avea loc. Este timpul noi să-i schimbăm pe ei și să facem o schimbare. Noi pornim schimbarea și noi pornim vremurile bune. Bravo! Bravo! Oameni buni, mesajul meu de astăzi este din popor. Este a oamenilor din raionul Florești care zi de zi ne spun că au obosit de minciuni. Au obosit să fie umiliți de către această guvernare, care își doresc o viață mai bună în Republica Moldova, care își doresc să fie protejați de către acest stat și își doresc un viitor aici acasă. Victoria doamnei Maia Sandu ne-a luminat calea. Calea din întuneric. Ne-a dat încredere. Ne-a dat curaj. Ne-a demonstrat că este necesară o schimbare profundă. Noi, echipa Partidului Acțiune și Solidaritate, suntem determinați să aducem această schimbare și să aducem vremurile bune. Cetățenii acestei țări au cerut aceste alegeri parlamentare anticipate. Au cerut ca să fie implementată agenda prezidențială prin faptul ca să avem un parlament și respectiv un guvern responsabil care să fie susținut de popor. Sunt onorată că fac parte din cea mai mare și puternică echipă a Partidului Acțiune și Solidaritate. Partid care susține viziunea doamnei Maia Sandu și suntem determinați să asigurăm un mandat de guvernare responsabilă pentru oamenii de la sate și de la orașe. În anul 2021, învingătorii vor fi oamenii și ceea ce avem și vine din popor este că toți într-un pas, foarte mult și uniți, scriem istorie, facem schimbarea până la capăt, pornim vremuri bune. Vă mulțumesc! Bravo, bravo. Stimați cetățeni, bună ziua în această zi frumoasă. Eu mi-aduc aminte cu puțin timp în urmă, înainte de a fi început alegerile prezidențiale, eram tot aici, în aproape aceeași componență și spuneam atunci ferm și respectat că noi mergem în acele alegeri, nu să facem figurații, dar să învingem. Și ați văzut cu toții că noi am învins. De fapt, nu noi am învins, țara am învins, cetățenii au învins. Și de data aceasta mergem în alegeri să facem nu figurații, dar să obținem victorie împreună cu acești oameni, să aducem vremuri bune în Republica Moldova pentru cetățeni, pentru că cetățenii Republicii Moldova într-adevăr merită o viață mai bună. În cele ce urmează voi face publică lista candidaților la funcția de deputați în Parlament din partea PAS-ului, cu care
după finalizarea acestui eveniment, vom merge la Comisia Electorală Centrală pentru a depune setul de acte și ulterior, după înregistrarea în calitate de concurent electoral, să pornim la oameni, să le aducem oamenilor necesarul de informații pentru ca ei să aleagă în cadrul scrutinului de 11 iulie oameni corecți, oameni onești, oameni integri, oameni care doresc să lucreze pentru cetățeni și nu pentru propriile lor interese. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic, Partidul Acțiune și Solidaritate. Numărul 1, Igor Grosu. Numărul 2, Natalia Gavriliță. Numărul 3, Mihai Popșoi. Numărul 4, Sergiu Litvinenko. Numărul 5, Andrei Spânu. Numărul 6, Liliana Nicolaescu-Onofrei. Numărul 7, Doina German. Numărul 8, Natalia Albot sau Nata Albot, cum este cunoscută mai mult în spațiu public din Republica Moldova. Numărul 9, Bolea Vladimir. Numărul 10, Davidovici Natalia. Numărul 11, Roșca Veronica. Numărul 12, Carp Lilian. Numărul 13, Olesia Stamate. Numărul 14, Larisa Voloh. Numărul 15, Dan Perciun. Numărul 16, Ion Groza. Numărul 17, Virgiliu Puslariuc. Numărul 18, Valentina Manic. Numărul 19, Vasile Șoimaru. Numărul 20, Dumitru Alaiba. Numărul 21, Galina Sajin. Numărul 22, Radu Marian. Numărul 23, Petru Frunze. Numărul 24, Oazu Dantoi. 25, Vasile Grădinaru. 26, Artur Mija. 27, Ana Racu. 28, Mihai Druță. 29, Marcela Adam. 30, Dimitrioglu Svetlana. 31, Белый Адриан. 32, Будянский Дмитру. 33, Трубка Александру. 34, Кушнир Марьяна. 35, Канацуй Олег. 36, Талмазан Игорь. 37, Морозова Марина. 38, Ерсилия Катрави. 39, Новак Лариса. 40, Лазаренко Сергю. 41, Кептонар Адриан. 42, Гонца Мария. 43, Маркоч Борис. 44, Белуцел Адриан. 45, Катан Александру. 46, Кошеру Ина. 47, Панку Мария. 48, Шпак Ион, un exponent al diasporii, alături de multă altă lume. 49, Babici Ion. 50, Munteanu Pojoga Angela. 51, Spânu Victor. 52, Rosian Vasiloi. 53, Sinchevici Eugen. 54, Nistor Marcela. 55, Gandrabur Petru. 56, Ichim Gheorghe. 57, Chiriac Igor. 58, Dascălu Iulia. 59, Cazacu Victoria. 60, Grosu Liliana. 61, Aghiorghesi Gheorghe. 62, Gâscă Ion. 63, Jacot Vitalie. 64, Istrati Dorin. Dorian. 65, Barda Viorel. 66, Iurco Dorel. 67, Popa Zinaida. 68, Kalinici Ana. 69, Sârghi Eugenia. 70, Cojocari Evgenia. 71, Puțuntică Petru. 72, Popa Boris. 73, Bandalac Efimia. 74, Oglinda Ana. 75, Josan Tatiana. 76, Gavruc Vitali.
77, Порцевски Василий, 78, Ляху Михаил, 79, Дандара Алина, 80, Кожок Георгий, 81, Рожка Роман, 82, Лукрецяну Мариана, 83, Гецу Валентина, 84, Поя Ион, 85, Бутук Гуранда Виктория, 86, Бричак Вероника, 87, Мелинти Юрий, 88, Тилту Василий, 89, Спеяну Ана, 90, Градинару Григорий, 91, Пламадяла Николае, 92, Баргана Урика, 93, Павленко Андрей, 94, Диакону Неля, 95, Руснак Юрия, 96, Ифтоди Кристиан, 97, Пушка Роман, 98, Еременко Николета, 99, Смântână Николай, 100, Грозав Ана Мария, 101, Шевчук Михай și 102, Ротару Daniel. Asta este echipa cu care Partidul Acțiunii și Solidaritate merge în această campanie electorală pentru a învinge, pentru că, într-adevăr, vin vremurile bune. Mulțumesc! Bravo! 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 Și victorie! 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 Mulțumim frumos! Ne așteaptă Comisia Electorală Centrală. De aceea vă dorim succes și până la noi întâlniri. Mersi, cu Doamne ajută! Mersi mult!